8 meciuri din cadrul primei runde a D-ului s-au jucat sâmbătă la prânz. O singură echipă are probleme, Bradul Moroeni, neprogramată de Asociația Județeană. Oficialii forului dâmbovițean se declară mulțumiți de modul cum s-au prezentat bazele sportive în primele jocuri oficiale ale sezonului. Domnule Neșulescu, în weekend a început un nou sezon la nivelul Ligii a 4-a, acum a decurs etapa inaugurală. Da, normal, etapa 1-a s-a desfășurat în condiții normale, fără incidente, cu scoruri, unele chiar surprinzătoare ca, eu știu, ca proporție. Aici e cazul Conțeștiului, care a câștigat cu 9-1 cu Colibașii. Cu rezultate oarecum surprinzătoare, victoria Fienilor asupra Corneștiului, dar în general jocuri echilibrate, echipele, unele s-au pregătit pentru acest campionat și, după părerea mea, din punct de vedere calitativ, chiar eu am asistat la un joc care a plăcut, la Vierșinar cu Morenii, și zic eu că am început bine, așteptând acum să vedem evoluția în continuare a echipelor. Ceea ce este îmbucurător este că toate, și am mai vorbit și cu ceilalți observatori care au fost la joc, toate echipele de juniori s-au prezentat și s-au jucat cu juniori adevărați, ceea ce înseamnă că există o preocupare la nivelul fiecărei localități pentru creșterea de elemente proprii, pentru, eu știu, ridicarea calitativă a fotbalului. Ceea ce impresionează însă neplăcut în acest debut de campionat este această, eu cum să spun, neprogramarea echipei din Moroeni, care în mod normal trebuia să joace prima etapă cu Gurașuții. Însă nu putem să stăm să așteptăm ce se va întâmpla la Moroeni. Dacă echipa din Moroeni nu se prezinte la jocul următor din etapa a doua, probabil că vom, la nivelul comisiei de competiții, vom suspenda această echipă din prima ligă. Este un aspect neplăcut pentru că toate celelalte 17 echipe s-au pregătit pentru campionat, au înfrumusețat bazele, le-au dotat, au căutat să implice regulamentul în fotbal, ceea ce, după părerea mea, este o preocupare bună și să sperăm că anul acesta campioana județului va reuși să accedă în Liga 3-a.